lansatorul lui de diverse chestii rapide. În picior. Laurențiu Popescu, chiar fostul portar al Iașiului, acum 2 ani, a apărat de 10 ori poarta Iașiului. Roman. Mingea este în poartă. Mingea este în poartă, 1-0. Roman deschide scorul din această lovitură liberă. O traiectorie ciudată. Oare a fost deviată mingea? Cred că da. Cred că da, așa se explică reacția bizară a lui Popescu. S-a dus spre colțul din stânga lui, mingea era în partea opusă. Și ce moment și-a găsit Iașiul să deschidă scorul chiar înainte de pauză. Suntem în ultimul minut. 7 goluri a marcat sezonul trecut capitanul Iașiului. Iată că îl înscrie și pe primul în Superliga. Este prima sa reușită. Are 29 de ani. Este prima sa reușită pe prima scenă din a fotbalului din România. Pe această reluare e greu să ne dăm seama. No, e deviată. Da, e deviată. E deviată. Hai să ne lămurim acum. Și cred că e deviată de